画だと思って。Iată, n-am uitat chiar tot. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile telejurnalului, invitat special Adrian Naidin, care se străduiește să mă facă să-mi reamintesc câte ceva. Cum e să pătrunzi din tainele muzicii așa? Superb. De fiecare dată, superb și miraculos. Tu te mândrești foarte tare cu faptul că ești 150% român. Pe undeva e un adevăr, într-adevăr, cu arbole genealogic, cu sângele părinților mei, să spunem așa, pe acel drum. Într-adevăr, mama mea fiind din Basarabia, de fapt bunica mea fugind cu mama mea în burtă, când a fost chiar contraofensivă rusă, ultima contraofensivă rusă din al doilea război mondial, a fugit cu mama în burtă până în București, acolo a născut-o, dar sângele se derăzește, adică din zona Dumbrava, comuna, zona Soroca. E o zonă foarte frumoasă și acum acolo. Deci 50% sunt deja moldovean. În anii 74 ai venit tu pe lume? Am venit eu pe lume, la Cluj, având sânge și de oltean, pentru că tatăl meu, fiind din zona Oltene, dinainte de comuna Băilești, este satul Târnava. Și dacă adaug și anii în care am trăit la Cluj, pe care am petrecut acolo în Cluj, 30 de ani, aproape, 28, 30 de ani, aproape, asta înseamnă 50% ardolean. Acolo te-ai îndrăgostit de muzică. Acolo m-am îndrăgostit pentru prima dată, m-am îndrăgostit de muzică. Primul contact cu muzica a fost cu o muzicuță, cu care am cântat de dimineață până în seară, până mi-au luat-o ei, pentru că îi supăram pe vecini puțin. Doar din clasa 3 am făcut muzică, violoncel, am ajuns la violoncel pentru o poveste pe care nu mai spun acum. Mi s-a părut foarte ciudat instrumentul ăsta la început. Îți dai seama să spună profesorul, primul meu profesor Chiș, care nu mai este Dumnezeu să-l ierte, mi-a spus la prima oră că dacă vreau să urc sunetele, să fac sunete din ce în ce mai înalte, mai așa, trebuie să cobor mâna. Și chiar așa e. Dacă vreau să cobor sunetele, trebuie să urc mâna. Pentru mine a fost un talmeș-balmeș în minte, a fost un dezastru. Am fost foarte speriat. Cea care mi-a pus instrumentul în mână cu adevărat a fost profesoara de la liceu. Având o severitate, știind, intuind ce se află în mine, a avut și severitatea necesară mie. Ți se întâmplă des să te întâlnești cu personalități din sfera culturală, Caramitru Mălăele, câte în lună și în stele? Da. Cum e astfel de joacă pe scenă cu doi coloși? Păi e foarte plăcut, e minunată. Sunt momente extraordinare în spectacol. Știți, fiecare dintre cei doi mari actori au momente puternice, au momente foarte puternice, de forță. Și profunde, dar și ca energie de forță, de impact uriaș asupra publicului. Și atunci asta se petrece în tine în clipa aia? O provocare. Intrând pe instrument aparent brutal. Ne lumina nicării că au murit de-ți oamenii băi. Ne lumina nicării că au murit de-ți oamenii de-a dulu. Așa intram, puțin zvârcolit, puțin așa, cu sufletul sfâșiat. Sunt niște versuri tradiționale, nu-i lumină nicării, că au murit toți oamenii. Așa îi merge tătă noaptea până mă întâlni cu moartea, să mă pui în copârșeu la un loc cu Dumnezeu, ce versuri frumoase. Și eu am vrut să compun altă piesă pe aceste versuri. Eu mă gândesc cum să cânt ceea ce cânt. Indiferent ce cânt, cum să cânt. Mai mult decât conținutul, pentru mine contează cum să fac acel lucru. O contează expresia. Expresivitatea și expresia. Dar trebuie o anumită stare pentru asta. Trebuie o anumită stare pe care eu ți-o pot face, eu încerc să mi-o fac cu o zi înainte, cu două zile, nu tot timpul reușesc să mă pregătesc să intru în starea spectacolului cu o zi înainte. Eu cu o zi înainte încep să plâng, de exemplu. Dacă am o piesă adâncă de cântat, trebuie să fac exercițiul ăsta. Nu este o chestie artificială. Eu intru în lumea, eu cad. Mi se rupe sufletul acolo. Dar te ridici? Oricum, involuntar, fără să vrei, te ridică asta. Aripa te ridică, zborul în sine te ridică. Dar este foarte important a fi informat. Știi la ce informație mă gândesc? La informație de tip muzical? Nu, la aia de sus. Pe care nu are oricine. Încerc să ating și eu. Nu are oricine. Și atunci se produce ceva și în muzica mea, în felul meu, dacă da, se produce ceva undeva acolo, la granița sunetului cu imaginea.
Cum e această desfășurare a ta între jazz, muzică clasică, muzică de inspirație folclorică? Păi nu e tot muzică și asta. Au fost și oameni care m-au criticat pentru că am ieșit din muzica cultă. Cum cânti tu muzică cultă? De ce ieși din ea? Cum poți să cânti jazz sau muzică ușoară sau rock? Păi nu-i și aia muzică dacă o faci la un nivel foarte înalt. Cât despre folclor? E lacrima noastră, e lacrima poporului nostru. Ești îndrăgostit? Iubești folclorul? Păi da, dar nu poți să nu faci asta. Adică asta este un avut al nostru al românilor. Unul dintre... una din marile bogățiile noastre, ale românilor. Eu nu sunt autentic în momentul ăsta și nici din momentul în care m-am născut. M-am născut la oraș. Eu n-am trăit la țară, niciodată. Tu compui și probabil că ai zile. Cum se întâmplă să compui? Să fii inspirat. E o legătură doar cu orizontalul, să zicem. Hai să vedem lumea orizontal și vertical. Iar revelația vine de undeva din cer, fiecare să spună cum dorește. Dar vine de sus, revelația. Ce te inspiră, Adrian? Te inspiră un copil? Te inspiră o femeie? Te inspiră un coleg de pupitru? Tu cânti și în Orchestra Națională Radio? Da, da, da. Pot compune, de exemplu, muzică ușoară, gândindu-mă la o femeie pe care o iubesc. Cum să nu? La dor. Uneori am nevoie de aceste gânduri normale. Un om pe care îl iubesc, părinții sau țara sau știi? Altori, ceva din mine... ceva ce încă nu am. Nu pot să știu ce mă inspiră. Doar pot să mă rog așa, să am dorința asta. Să mă mai ating o dată aripa îngerului, că atunci când cel mai bine, atunci compun cel mai bine. Este exact ca în anumite poezii de la unor poeți. Este ceva straniu aici, ceva din altă lume. Eu vorbesc de cu totul și cu totul altă lume. Acum. Cred că îngerul e cu tine acum. Cu noi toți s-ar putea să fie. Da, cred că e. Dar e greu să povestești despre... ce să spui despre o floare? Ce să spui despre zborul unui păsări? Ce să spui despre un om pe care îl iubești? E ușor de găsit cuvinte și de găsit motive. Da, domnule, îl iubesc pe acel... Nu, dar cum să le cânti? Ce să spui? Dar cum să cânt? Da. Uite, aspirația. Poate s-a petrecut ceva, poate nu. Nu vom ști niciodată. Vom simți. Da. L-ai spus bine, simți. Cred că sensul muzicii mele și sensul oricărei opere de artă este un sens profund emoțional. Nici de cum intelectual. Nu sunt modernist. Am modernitate în mine. Nu-i tot una cu modernismul care... Nu, se confundă termenii. Da, da, da. Eu simt că am numit modernism, dar nu neapărat printr-un stil nou de muzică, ci prin felul cum ating un sunet sau cum este văd, cum interpretez... Asta poate să fie o doină, dar dacă o cântă... Nu e același lucru cu... Eu simt altfel sunetul. Încerc să caut o energie cât mai puternică și o tensiune în sunet uriașă. Ai o părere clară despre poziția artistului în societatea de astăzi? Poziția artistului e undeva unică și nu merge cu grupul. Deși este ascultat de mulți dacă e în muzică, este văzut de mulți dacă e în pictură și este citit de mulți dacă este scriitor. Eu nu sunt rupt de realitate și ceea ce dorește cetatea de la mine și ceea ce cer eu de la societate și de la cetate. Și cum se petrece acest schimb? Este... Dacă se petrece un schimb între tine și societate, ce preiei de la societate și ce dăruiești? Asta este o întrebare foarte grea, pentru că pe undeva suntem victime ale sistemului de gândire, toți. Eu încerc cumva să am propriile mele idei și păreri. E o discuție foarte, foarte mare și aici. Și totuși aș vrea să ne... Poziția artistului este una unică și de neurmat. De neurmat din punct de vedere al carierei sau al felului de a gândi, nu al felului de a simți. Prin drumul pe care l-ai ales, vreau să știu dacă îți asumi faptul că poți să fii model pentru multe generații. Cred că așa vom salva și așa ne vom mântui prin propriul nostru exemplu. Și atunci, da. Ai elevi, ce înveți?
eu încerc să formez caractere, nu doar să dau o anumită informație și atât. Cum vezi tu conexiunea dintre... Adică rațiunea care trece prin inimă, conexiunea dintre arte? Da. Pe totul este legat, eu așa simt. Un zâmbet este legat de un gest, o lipsă a gestului legată de o anumită mimică a feței, un sentiment este legat de o anumită lipsă a unui sentiment sau un alt sentiment poate genera o stare sau o altă emoție într-un om. Deci totul este legat. Cum văd eu asta în artă? Ca pe ceva foarte firesc. Ce-ți lipsește, Adrian? Zborul. Celorlalți. Zbor singur? Se poate zbura și singur. Obosești? De multe ori. Cum ar suna acum zborul? Ceva între violoncel și voce. Na 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 na